Bună seara și bine v-am găsit la Vocile Care Contează. Sunt Monica Mihai și discutăm cele mai importante subiecte ale actualității. Sunt tensiuni în coaliția de guvernare, cel puțin la nivel declarativ. După Congresul Social-Democraților au venit replici din partea mai multor liberali, care sunt unii dintre ei, cer inclusiv ieșirea de la guvernare. Mai este mult până la alegerile prezidențiale. Întrebarea care se pune este dacă va supraviețui coaliția de guvernare până la alegerile prezidențiale și alegerile generale. În a doua parte a emisiunii discutăm cu fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, despre șansele lui Donald Trump și ale Kamalei Harris de a câștiga cea mai înaltă funcție în statul american, Casa Albă, cum va schimba în funcție de cine va ajunge președinte relațiile cu Uniunea Europeană, cu Alianța Nord-Atlantică, bineînțeles cum se vor poziționa Statele Unite vis-a-vis de conflictul din Orientul Mijlociu și bineînțeles de conflictul din Ucraina. Și pentru că este luni, vorbim și despre campania Euronews România pierde trenul în a doua parte a emisiunii. Și acum revenim la actualitatea politică internă. Sâmbătă la Congresul Partidului Social-Democrat au fost mai multe acuzații la adresa colegilor din coaliția de guvernare. Chiar și așa, premierul Marcel Ciolacu susține că în momentul de față coaliția este stabilă și va rămâne împreună cu Partidul Național Liberal până pe 21 decembrie și că Partidul Social Democrat ia în calcul inclusiv să guverneze după alegerile generale tot cu PNL. Liderii PSD nu regretă mesajele dure și ironiile lansate la adresa partenerilor de la PNL în cadrul Congresului de la Romexpo. Mai mult decât atât, premierul Marcel Ciolacu spune că actuala coaliție trebuie să meargă înainte. Acest guvern va funcționa până la alegerile din decembrie. Pe data de 21, după data de 21 decembrie, România, cum e normal, va avea un nou guvern. În viitor eu nu văd altă coaliție de guvernare decât cu Partidul Național Liberal. Colegii de la Partidul Național Liberal ar trebui să-și tempereze un pic discursul pentru a nu arde toate podurile în ceea ce privește relația cu Partidul Social Democrat. În weekend, unul dintre vicepreședinții PNL, Adrian Cosma, a cerut retragerea miniștrilor liberali din guvern. Cu toate acestea, furia liberalilor s-a mai domolit între timp. Aceștia exclud un astfel de scenariu înaintea alegerilor. În mod evident că există și un plan al competiției politice, dar acesta n-ar trebui să se intersecteze sau să depășească un anume nivel. Acum PSD-ul are într-adevăr, se pare că în ADN-ul lor politic această agresivitate și acest soi de aroganță, dar sper ca de data asta să existe maturitate să separăm puțin aceste două planuri. Dacă PSD a organizat deja congresul în care a lansat candidatura lui Marcel Ciolacu pentru Palatul Cotroceni, PNL cel mai probabil îl va confirma pe Nicolae Ciucă drept candidat pentru prezidențiale la începutul lunii septembrie. Iată că am ajuns în acel punct în care cele două partide trebuie, cel puțin la nivel de percepție publică și mai ales în rândul propriilor electorate, să se disocieze. În această campanie directă între cele două partide, destul de dură și probabil se va înrăutăți odată cu lansarea oficială în cursă și a domnului președinte al Partidului Național Liberal, domnul Ciucă, pentru că au nevoie și unii și alții să arate că nu sunt legați umbilical de celălalt partid. Eu mă aștept ca aceste discuții dure între cele două partide să continue. Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 24 noiembrie, iar turul al doilea va fi organizat pe 8 decembrie. Între cele două va avea loc și scrutinul pentru următorul parlament, chiar pe 1 decembrie, de ziua națională. Dezbatem actualitatea politică internă împreună cu invitații mei de la această oră. În platou alături de mine Cristian Zeidler, deputat USR. Bine v-am găsit. Bună seara. Și prin telefon Daniel Zamfir, senator PSD, și Adrian Cosma, vicepreședinte al PNL, vor intra și ei în dialog cu noi în curând. Domnule Zeidler, cum vedeți ca partid din opoziție aceste tensiuni din coaliția de guvernare? Un spectacol ieftin în care se prefac că nu prea se înțeleg, mai ales de dragul PNL-ului, care trebuie să se prefacă mai de dreapta decât e, fiind, din păcate, mânjit de PSD-ism până în măduva oaselor. Un spectacol fals, nimic mai mult. Agenda oamenilor nu e despre certurile lor. Nimeni, ca să parafrazez un clasic în viață, nu m-a oprit pe stradă întrebându-mă cum a fost discursul domnului Ciolacu și cum a atacat sau n-a atacat parteneri de guvernare sau nu. Lumea mă sună și mă întreabă despre deciziile de pensionare și de unde se poate ști dacă sunt corecte sau greșite. Acolo este agenda cetățenilor
Și acolo e agenda unor politicieni de la guvernare întâmplător, din păcate. S-au alăturat între timp domnul senator Daniel Zamfir, domnule Zamfir și Adrian Cosma, de vicepreședinte PNL. Domnule Zamfir, se tot discută cât de reale sunt aceste tensiuni între cele două partide, pentru că am văzut la Congresul Social-Democraților de sâmbătă de la Romexpo, într-adevăr au fost niște replici dure adresate partenerilor din coaliția de guvernare. Da, eu aici aș fi foarte, foarte, cum să vă spun, atent la declarațiile de acolo. Eu nu l-am auzit pe Marcel Ciolacu, președintele partidului, în discursul domniei sale, atacându-l pe domnul Ciucă sau partenerii de guvernare. Așa este. Discursul lui Marcel Ciolacu nu a atacat, a făcut referire, în schimb, la România Educată, proiectul de suflet al președintelui Iohannis. Aia e altceva. Și vreau să vă rog să-mi spuneți mie ce neadevăr a spus Marcel Ciolacu. A spus în discursul său că în pandemie cei care luau acele decizii de închidere a firmelor, de închidere a spitalelor, de închidere a afacerilor, de închidere și a bisericilor, în timp ce ei stăteau și fumau și beau în guvern. Aici faceți referire la fostul premier PNL, Ludovic Orban. Da, doamne, este ceva neadevărat? Este neadevărat faptul că probabil, nu știu, sute, poate mii de bolnavi cronici au murit pentru că guvernul de atunci a luat o decizie absolut imbecilă de a închide spitalele și n-a mai permite bolnavilor cronici să fie tratați? E un neadevăr în ce a spus Marcel Ciolacu? Pentru că i-am văzut pe colegii de la PNL că își caută din nou să facă guvernarea de dreapta. Și Marcel Ciolacu n-a făcut altceva decât să aducă aminte oamenilor ce a însemnat pentru România guvernarea de dreapta. Vă aduceți aminte că primul ministru liberal spunea că au tras din căciulă, dintr-un fes, așa spunea domnul Orban, au tras dintr-un fes ministerele? Vă aduceți aminte că cei de la USR nu veneau la ședințele de guvern și nu se țineau ședințe de guvern? Vă aduceți aminte scandalurile interminabile? Vom ajunge la ele. Domnule senator, aș vrea să-l auzim puțin și pe Adrian Cosma, vicepreședintele PNL, care imediat după congresul Partidului Social-Democrat a cerut convocarea birourilor permanente naționale și totodată a sugerat ieșirea de la guvernare. Domnule Cosma, ne auzim? Dați-mi voie numai 10 secunde să vă spun, pentru că chiar acum 2 minute, la un alt post de televiziune, domnul președinte Ciucă, eu am înțeles, domnul Cosma, de-a doua zi de când s-a făcut această alianță la guvernare, cere ieșirea de la guvernare. Chiar acum domnul președinte Ciucă, la un alt post de televiziune, spune că este exclusă ieșirea PNL de la guvernare. Acum, sigur, domnul Cosma se pare că așa, e un pui de lup care latră în pustiu, pentru că nimeni din Partidul Național Liberal nu-l ascultă, dar dumnealui poate să spună orice. Eu doar vă spun, poate n-ați văzut ceea ce a spus domnul Ciucă chiar acum la un alt post de televiziune. Domnule Cosma, ați cerut ieșirea PNL de la guvernare. Haideți să fac o precizare în ceea ce privește o nuanță legată de declarația mea, pe care mi-o mențin și cred că trebuie să o discutăm foarte serios în interiorul Partidului Național Liberal. Eu am spus așa, după declarațiile făcute și jignirile care ne-au fost aduse la Congresul PSD, colegii noștri din guvern cred că ar trebui să se retragă și să nu mai participe la ședințele de guvern până când domnul Grindeanu nu-și dă demisia și PSD-ul nu-și cere scuze public față de președintele Partidului Național Liberal și față de toți de PNL și de toți membrii Partidului Național Liberal. Acum, ori unii au mintea scurtă, ori memoria scurtă, pentru că domnul, ascultați declarația domnului Simonis, care este președinte interimar al Camerei Deputaților. Vă rog frumos pe ministrul transportului Grindeanu, care spune că suntem impostori și că președintele Partidului Național Liberal insinua că nu are onoare, adică un general al armatei române. Lucruri noi trebuie să le trecem cu vederea. Păi nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Și domnul Cosma, spuneți un partid, pentru că președintele partidului... O să vă rog, domnule Zamfir, haideți să lăsăm pe Adrian Cosma să-și termine ideea, după care vă dau cuvântul să puteți să-i oferiți dreptul la replică, dacă doriți. Domnule Cosma. Primul rând, eu cred
că PSD-ul trebuie scos de la guvernare. Cum poți să faci asta? Evident, în momentul în care se modifică conformația, PSD-ul trebuie să plece, pentru că Marcel Ciolacu nu merită să rămână premier pe perioada campaniei electorale, la modul cum, în ce dezastru a adus România. Asta odată. În al doilea rând, eu îl înțeleg pe domnul Zamfir, care în adâncul sufletului, el e de dreapta. El e un călător politic, care a fost de dreapta toată viața și acum s-a trezit socialist. Asta sunteți, domnul Zamfir, așa că nu-mi dați mie lecții. Eu, spre deosebire de dumneavoastră... Pot să vă dau lecții, domnul Colma. Pot să vă dau lecții la orice vreți. Eu nu vreți. Eventual în inginerie, că acolo nu mă pricep. Dar nu-mi veniți mie să-mi spuneți, dumneavoastră, cei cu ordonanța 13, toată gașca de la ordonanța 13, care a scos 650.000 de oameni în stradă... Nu mi-ai lăsat cel mai mare, cu ordonanța 13, că acum haideți Grigliano, să vorbim, vorbim despre un miliard de... Vă rog, domnule Zamfir, domnule Cosma, am rugămintea la dumneavoastră să vă lăsați timpii necesar pentru a vă expune ideea, pentru că cei care se uită la noi nu vor înțelege. Dar vă rog frumos să-l opriți pe domnul Zamfir, opriți microfonul. Păi văd că vă referiți la mine, că sunt eu de liberal sau nu și de dreapta. Lăsați-l la noastră, că sunteți un călător politic. Discuția este alta, nu este la nivel personal între dumneavoastră și domnul Zamfir. Ne auzim? Am să vă rog frumos să vă liniștiți puțin. Domnule Cosma. Când a fost de dreapta, pe vremea când erați de dreapta, domnul Zamfir, foarte bine. Nu-i vorba de mine, vă explic, dar nu-i vorba de mine aici. Nu-mi explicați nimica. Mie n-aveți ce să-mi explicați. Bun. Domnule Cosma, v-am auzit punctul de vedere, am să rog pe domnul Zamfir să-și expună dumnealui punctul de vedere. Domnule Zamfir. Care le-ați creat cu domnul Budăi și cu Azilele Groazei și cu situația de la Sfântul Pantelimon, unde domnul Ciolacu n-a fost în stare să ia nicio măsură. N-aveți, domnule, argumente. Nu mai știți ce să spuneți, domnule. Vă spun că suntem să aveți prier politic. Asta vă spun. Domnule Zamfir, ia PSD în calcul ieșirea de la guvernare vreo secundă sau să întrerupă această coaliție, această coabitare? Cum să iasă PSD de la guvernare? Vă spun că acum 2 minute, domnul Ciucă a spus că indiferent de ce se întâmplă, PNL nu va ieși la guvernare. Că este visul domnului Cosma să iasă de la guvernare și să se alieze cu AUR, pentru că domnia sa la Țatu Mare a făcut alianță cu AUR. Domnia sa vrea cu AUR, dar e numai domnia sa. Eu vorbesc acum în general de PNL. Dacă discutăm persoane, că domnul Cosma are o problemă cu mine, că am fost la liberali, da, am fost la liberal și sunt foarte bucuros că domnul Orban m-a dat afară de la PNL pentru că am susținut legea privind plafonarea dobânzilor la IFN-uri. Sunt foarte bucuros că am ajuns la PSD și de la PSD am reușit ca această lege să fie votată și să oamenii să beneficieze de această protecție, pentru că cei de dreapta care susțin IFN-urile duseseră oamenii într-o situație imposibilă. Și din acest motiv sunt foarte mândru că nu sunt la PNL în acest moment. Asta ca să închei discuția cum am fost eu de dreapta. Acum revenind, chestiunea cu ieșirea PSD de la guvernare. Vorbesc că lumea să dea afară PNL de la guvernare PSD. Numai dacă ne uităm cu o aritmetică parlamentară, PNL, în primul rând PNL a venit în genunchi la PSD, împreună cu președintele Iohannis, să intrăm la guvernare, pentru că țara era într-o situație de neguvernat. Vă aduceți aminte ce vă spuneam și în prima intervenție, cum USR nu vrea să mai vine la ședințele de guvern, cum se crease acel scandal monstru între cele două pai de dreapta, și atunci cei de la PNL au venit la noi în genunchi să facem o alianță pentru stabilitatea țării. Am făcut-o, am stabilizat țara. Astăzi suntem într-o situație economică cu mult mai bună decât cea a guvernului de dreapta. Acum, repet, că o persoană, de fapt sunt doi în PNL, domnul Cosma și domnul Sighiartău, doresc ca PNL să iasă de la guvernare. Dar eu mă uit ceea ce spune președintele Partidului Național Liberal, conducerea Partidului Național Liberal. Și faptul că sunt niște persoane care caută să bage bățul pe-n gard și caută să spună că, domne, ce bine a fost în guvernarea de dreapta, noi la congresul nostru, prin vocea președintelui partidului, în primul rând, am readus aminte ce a însemnat guvernarea de dreapta. Dacă oamenii vor vota într-o majoritate PNL și USR, categoric că va fi o guvernare de dreapta. Dar să discutăm astăzi că ne scoate pe noi
cineva de la guvernare, păi cine să ne scoată? Că ei sunt jumătate ca număr de parlamentari decât noi. Cum să ne scoată ei de la guvernare? Asta așa sunt visele neterminate ale domnului Cosma. Sincer, domnule Zeidler, domnule Zamfir, am auzit explicația dumneavoastră. Aș vrea să-l invit și pe domnul Zeidler din partea USR, care este aici în studio împreună cu noi. În ce fel aceste tensiuni afectează cumva campania sau logica în care se află USR în acest moment în vederea alegerilor prezidențiale și alegerile generale? Pentru că știu și în interiorul USR există anumite tensiuni. În niciun fel. Dar dincolo de asta, vedeți, citisem un raport al Comisiei Europene care spunea că avem de recuperat noi, ca țară, 9 miliarde de euro din TVA neîncasat. Dacă s-ar certa pe asta cum să încaseze, aș zice, da, domnule, uite, o dispută politică cu substanță. Dacă s-ar certa cum să facă corectura pe pensiile nevăzătorilor, care devin înghețate, oamenii n-au greșit cu nimica. Aș spune, iată, o dispută politică de substanță. Dar pe ce a spus unul, că a spus celălalt atunci când acum 40 de ani s-a întâmplat, să vedeți, data trecută, nimeni nu este interesat de asemenea certuri, în afară de câțiva politicieni care vor să ocupe spațiul public cu asemenea certuri sterile ca să acopere ca această stabilitate între ghilimele. Și vă dau date de la Institutul Național de Statistică, nu că nu le-ar simți toată lumea în buzunar. Deci în 2021 am avut o inflație de 5%, an pandemic, în 2022 13,8%, în 2023 10,4%, al naibii stabilitate. Top bine, scumpiri fost... în Europa, asta numai stabilitate nu e. Aici au fost, trebuie să spunem și asta, la nivelul întregii Uniuni Europene, post-pandemie. Sigur, și a declanșării. Cu toate astea, România este campioană, fruntașă, cum spuneți cum vreți, la inflație, deși pandemia a fost peste tot în Europa și în lume. Și totuși în România, sub această guvernare deosebit de spectaculoasă și de stabilă, taxe noi au fost introduse, da, inflația a dobărât record după record și lună de lună doboară încă recordul în Uniunea Europeană. Și cu toate astea, noi aparent trebuie să stăm să ne uităm dacă într-adevăr cineva data trecută s-a jignit când celălalt i-a spus că nu interesează pe nimeni și subiectele cu adevărat importante pentru cetățeni lipsesc din aceste discuții. Haideți să avem o discuție despre 9 miliarde de euro, haideți să avem o discuție despre deciziile de pensionare greșite, 30% dintre ele, haideți să avem o discuție cum corectăm ceea ce se știa de la momentul adoptării legii pensiilor, haideți să discutăm despre... Nu vă place, sigur, vedeți, nu-i place domnului nu-i place și nici am început să vorbească peste și am ascultat toate cerurile lor. Vă rog, lăsați-l să-și termine ideea, după care vă dăm dreptul la replică așa cum este și corect. Domnule Zeidler, o concluzie la... Nu a fost niciun fel de stabilitate, a fost o creștere a prețurilor, a fost o creștere a taxelor, a fost o introducere de noi taxe, nicio stabilitate și ne servesc acum, în loc de soluții la problemele actuale ale oamenilor, certuri. Atât. Domnule Cosma, este adevărat că urmează o discuție în interiorul Partidului Național Liberal cu privire la partenerii din coaliție în această săptămână? Aveți această informație? Sigur că da. Astăzi am discutat cu președintele și în ședință se va convoca ședință de birou politic național pe joi, unde se va discuta cum ne raportăm la PSD. Propunerea pe care o fac și o voi face în biroul politic național este clar că va fi, noi nu pot rămâne lucrurile așa. Adică nu putem să mergem mai departe cu cei care au spus că suntem hoți și suntem impostori și au făcut un atentat, adică au jignit președintele Partidului Național Liberal ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Haideți totuși că nu suntem chiar proști tot, da? Noi clar că va trebui să vedem. Ori domnul Grindeanu trebuie să-și dea demisia, pentru că domnul Grindeanu este ministrul transportului și cu voturile Partidului Național Liberal. Da? Iar PSD-ul trebuie să-și ceară scuze public pentru ceea ce a declarat acolo. A spus cu subiect și predicat domnul Grindeanu că suntem impostori, că suntem hoți, că umblăm cu mâinile în buzunarele altora. Domnule, în buzunarele cui am umblat noi? Eu în buzunarele cui am umblat? Păi nu le e rușine? Și atunci ei au impresia că a trecut așa? Sigur că și noi ne gândim. Evident că nu o să lăsăm pe domnul Ciolacu să facă ce vrea din fondul de rezervă
să facă pomeni electorale. E clar că nu o să-l lăsăm singur acolo. Vă referiți la anumite măsuri de austeritate care ar putea fi introduse? Anumite măsuri și anumite măsuri care ne-au adus în pragul dezastrului, pentru că uitați-vă la ce nivel ne situăm astăzi cu inflația. Uitați-vă la datoria publică. 52% am depășit, da? Toate lucrurile acestea, din punct de vedere economic, au afectat România, pentru că domnul Ciolacu nu a făcut ce trebuie, pentru că nu se pricepe. Domnule Cosma, ministrul finanțelor este PNL. Mă bucur chiar să amintiți dumneavoastră. Domnul guvernant. Adică presupun că există discuții în interiorul coaliției pe anumite, adică fiecare pe ministerul de resort. Domnul Boloș este ministru PNL. Este adevărat. În schimb, se întâmplă într-o guvernare ceea ce dorește premierul, pentru că dă tonul guvernării. Îl vă amintiți că domnul Ciolacu, la instalarea în funcția de premier, a spus că voi face o revoluție în sistemul bugetar? Ce s-a ales de marea revoluție și tăierea cheltuielilor în sistemul bugetar? Absolut nimic. 200.000 de posturi tăiate care nu au existat. Povești. Și noi astăzi avem probleme serioase din punct de vedere economic, din cauza faptului că n-am atras tranșa a treia din PNRR, din PNRR am pierdut bani. De ce? Pentru că nu s-au făcut reforme pe care trebuia să facă domnul Ciolacu. Din PNRR suntem în luna septembrie imediat și n-am atras niciun ban. Dacă banii ăia, 3,2 miliarde de euro, veneau în România, astăzi nu era această inflație, pentru că acești bani veneau în economia națională. Aici este problema. Da. Și această bulă de săpun se va sparge și din păcate se va sparge în capul nostru al tuturor, pentru că trebuie menționat un anumit este de un an jumate în campanie electorală. Domnule Cosma, domnule Zamfir, pentru că faceți parte din partidele care se află în coaliția de guvernare, trebuie făcută și următoarea mențiune și un anumit context. Premierul a făcut săptămâna trecută o vizită la Bruxelles, unde a discutat cursul la von der Leyen, încercând să crească plafonul de deficit pentru țara noastră și, potrivit surselor noastre, au stabilit ca România să ajungă la acel deficit de 3% undeva în 7 ani. Și am făcut această introducere pentru că tot surse ne spun că se pregătește ordonanță de urgență în interiorul Ministerului de Finanțe privind reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar, niște măsuri cumva pe care le-am văzut și anul trecut. Și aici ați făcut referire, domnule Cosma, că nu-l vom lăsa pe premier să facă ce vrea din fondul de rezervă. Ne aducem aminte că la finalul anului trecut cumva banii au fost atrași dinspre municipii, dinspre orașe, către centru, către capitală și au fost distribuiți din fondul de rezervă în funcție de necesități. Așa ne aducem aminte că nu a mai fost făcută rectificarea bugetară. Mai trebuie să vă fac o precizare. Este pentru prima oară în 34 de ani, anul trecut, când nu s-a făcut rectificarea bugetară. Și s-au împărțit banii din fondul de rezervă. Știți de ce nu s-a făcut rectificare bugetară? Pentru ca să nu iasă în evidență niștri PSD care n-au performat, care n-au fost în stare să-și îndeplinească țintele pentru bugetele pe care și le-au făcut la început de an. Investiție. Și marea problemă a fost la transporturi și la sănătate, unde n-au reușit să realizeze investițiile pe care și le-au făcut. Domnule Zamfir, domnule Cosma, v-am auzit ideea. Domnule Zamfir, vreau să vă dau ocazia să-i dați replică domnului Cosma. Sunt niște acuzații. Vă rog. Multe lucruri de spus și atâtea aberații. În primul rând, dacă există ceva din reformele fiscale asumate în PNRR de către guvernul PNL și USR, adică de domnul Câțu și cu domnul Ghinea, acele reforme fiscale privind impozitarea proprietăților, impozitarea micro-întreprinderilor, acel jalon din PNRR n-a fost îndeplinit, ce credeți, de către Ministerul de Finanțe. Așa cum i-ați adus dumneavoastră aminte, domnului Cosma, Ministerul de Finanțe este condus de un liberal, de domnul Boloș. Dacă, repet, reformele se fac de către fiecare minister, nu premierul face reforme. 10.000 de oameni în sistemul bugetar în plus. N-am angajat noi, a angajat Ministerul Dezvoltării al domnului cam uite cum îl cheamă, Veștea, sau angajat, deci nu despre asta este vorba, dar vă rog, nu mă întrebesc că nici eu nu v-am întrerupt. Dacă dumneavoastră sunteți în opoziție, că așa pare că sunteți în opoziție, e foarte bine acolo. Vreau să știți doar
că partidul dumneavoastră este la guvernare. Partidul dumneavoastră este solidar în guvern cu actele guvernamentale. Indiferent, eu n-am auzit pe cineva din Guvernul României, de la PNL, să nu fie de acord cu o măsură luată în guvernul din care faceți parte. Că dumneavoastră de pe margine criticați măsurile fiscale, vă mai dau din nou această veste. Ministru care trebuie să vină cu reforme fiscale, să propună guvernului măsuri fiscale, este ministrul liberal Marcel Boloș. Asta ca să fie foarte limpede, că în rest nu mai vreau să vă răspund. În schimb, aș vrea doar scurt și domnului Zaider să-i dau o scurtă replică cu privire la felul în care o duc românii, felul în care noi guvernăm țara acum câteva luni de zile. Stimată doamnă, au fost niște alegeri. Alegeri locale și europarlamentare. Și a scăzut inflația. Poporul român, da, în fine, dacă s-a scăzut, n-a scăzut, asta oamenii o simt, cum spuneți dumneavoastră. Exact. Pe dumneavoastră, pe cei de la USR, care v-ați unit trei partide, USR, Orban și cu PMP, m-ați razat 8%, toți trei. Da, domnule. Așa că ceea ce cred oamenii despre dumneavoastră... Ar fi să efect să nu fie opoziție, știu. Lăsați-mă că eu nu v-am întrerupt. Serios? N-ați vorbit peste mine? Jurați pe roșu că n-ați vorbit peste mine? Domnule Zaidler, vă rog să lăsăm să-și termin ideea. Nu v-am întrerupt, lăsați-mă să-mi termin ideea. Domnule Zanfir, vă rog, încheiați-vă ideea. Dumneavoastră USR și cu încă două partide ați fost în eroare. Era cât pace să nu intrați în Parlament. Așadar, ceea ce spuneți dumneavoastră a fost perceput de oameni prin votul pe care vi l-au dat. Așadar, nu mai vorbiți în numele românilor, că românii care cred în dumneavoastră sunt în ce în ce mai puțin. Lăsați-i să aprecieze ei și au apreciat acum trei luni și o să fie din nou chemați la vot și o să se exprime în legătură cu felul în care noi guvernăm țara. Rezultatul votului este până la urmă oglinda activității. L-am auzit pe domnul Zanfir de la PSD, înainte de pauză, vorbea despre scorul prost obținut de Alianța de Dreapta în vederea alegerilor europarlamentare și locale care au fost în iunie. De ce credeți că oamenii au mai puțină încredere poate în politicieni în perioada aceasta? Pentru că sondajele ne arată acest lucru. Pentru că de 30 și ceva de ani, adevărul este că politica nu a adus foarte multe lucruri în viețile oamenilor. Și certurile acestea sterile nu aduc valoare adăugată în viața oamenilor. Încă o dată, dacă ar fi o dispută substanțială despre soluții pentru problemele cu care realmente se confruntă oamenii, asta ar putea fi ceva de interes public, dacă ar fi urmat și de realizarea acelor proiecte de legi sau decizii guvernamentale. Dar atâta timp cât oamenii văd la televizor doar ceartă sterilă, pe de o parte, pe de altă parte, dincolo de orice ar spune orice politician, prețurile cresc. Institutul Național de Statistică doar măsoară, dar adevărul este că toată lumea care își cumpără lucruri în România, nici acum nu m-ați întrerupt, nu? Doar mi se pare mie. Păi mult respect pentru dumneavoastră. Lucrurile n-au cum. Haideți să lăsăm și pe domnul Zaidler să-și încheie ideea, după care vă dăm dreptul la replică, domnule Zanfir. Lucrurile nu au cum să câștige încredere din partea electoratului, din păcate, și de fapt, cei mai interesanți și cu asta închei, unii politicieni exact asta își doresc. La majoritatea oamenilor de bun simț, aia care își plătesc taxele și impozitele, să rămână acasă scârbiți și să voteze pilele, relațiile și cunoștințele angajați de ei la stat, tot pe banii elora care își plătesc taxele și impozitele în mod corect. Domnule Zanfir. E foarte urât, în primul rând, ce spuneți, domnul Zaidler. Că e rândul meu să nu vă întrerup, așa e? Cei care au votat au fost cei care sunt numai pile, relații și nu știu mai ce. Pe dumneavoastră v-au votat cam 3% din oameni, pe noi 35%. Vă rog eu frumos, nu mai ne băgați la oală cu toată lumea. Ați avut... Absolut deloc. Suntem din două lumi diferite, domnule Zanfir. Dumneavoastră, din partea unui partid cu cei mai mulți condamnați penal pentru furt din bani public, și eu dintr-un partid în care nu există niciun condamnat penal pentru furt din bani publici. Da, încă suntem din două lumi diferite. Nu semănăm deloc. Încă nu. Deocamdată, cu politicii pe care le-ați făcut, oamenii v-au dat 3% din voturi. Așa cum că doar v-ați asta cu 3% ați scos-o dumneavoastră din burtă. Nici într-un rezultat nu e 3%.
Păi nu ați avut 8% 3 partide. Acum au ospit dumneavoastră cei mai mari, dar poți 3 ați luat 8. Ori mai avea și ceilalți un aport. Dar nu contează. Hai. Domnule Zamfir. Pentru oameni aveți ceva sau nu m-a debăgat bățul prin gard politic? Oamenii au văzut ce am făcut noi, au văzut ce ați făcut voi. Ca apare, s-au exprimat. Noi avem 35%, voi aveți 3%. Cam și n-au decât să suporte inflația, nu? Că dacă tot v-au votat. Ia să suporte, fraierii. Cam asta e atitudinea. Lăsați cu inflația, că apropo de inflație și apropo de gradul de îndatorare, că aici îi rămăsese îndator, domnul Cosma, vreau să știți că PSD, când a plecat de la guvernare în 2019, gradul de îndatorare României era undeva la 37%. 37%. Era în procedură de deficit excesiv la UE, așa ați plecat, ca să fie clar. Optiți-vă că nu știți, nu știți. Nu, dumneavoastră nu știți. Nu vă în, în momentul în care ați plecat de la guvernare, România, față de Uniunea Europeană, era în procedură de deficit excesiv. E adevărat? A urmat și o perioadă, trebuie să ținem cont totuși că a urmat perioada de pandemie, după care a început războiul din Ucraina și criza energetică din Uniunea Europeană. A fost și criza energetică, dar atunci România a crescut nivelul datoriei publice. E adevărat, în perioada de pandemie, în perioada de criză economică, acum energetică, vreți să mi-aduc aminte de faptul că am plătit prețurile alea uriașe pentru că niște băieți deștepți de dreapta au decis să liberalizeze prețurile la energie în timp ce se închideau capacități de producție. Vedeți că noi aveam pe 3 ani de zile prețul plafonat la energie electrică. Iată că plafonarea prețului energiei electrică s-a întâmplat, ne spuneau cei de dreapta că noi suntem comuniști și plafonăm. Ce să vedeți? A venit însă și Uniunea Europeană și a recomandat tuturor țărilor să plafoneze prețul energiei electrice. Deci ca o informație, în 2019 gradul de îndatorare era de 43%, în 2020... Nu, era 37,2, vă rog. Sincer. Astea sunt informațiile pe care le-am găsit acum pe statistica. 37,2 și am ajuns la 49,7 în momentul în care a venit PSD la guvernare. Deci numai într-un an jumate, practic gradul de îndatorare a crescut de la 37 la 50, aproape 50%. În care PSD, cred că făceați referire la PNL. Nu, eu făceam referire la guvernarea de dreapta, că au guvernat împreună PNL cu USR. Despre asta este vorba. Și de ce ați intrat în guvernare cu peneliștii care au făcut lucruri atât de rele? Ziceți. Întrebarea mea, domnule Zamfir, și după aceea aș vrea să vorbesc și cu domnul Cosma. După alegerile generale, luați în calcul să guvernați tot cu PNL? Doamnă, până la urmă, decizia unei coaliții de guvernare o vor decide românii. În funcție de ce procente, cu ce procente va ieși fiecare partid din alegeri. La cum arată astăzi spectrul politic, noi credem că cea mai stabilă guvernare și cea mai corectă guvernare e una cu PNL. Că domnul Cosma vrea cu AUR, așa cum a făcut pe plan local, noi nu credem că o guvernare cu AUR e una... Și dacă AUR ar ieși al doilea partid? Nu știu, nici în acele condiții nu cred că PSD ar putea face o alianță cu AUR, tot cu PNL, dar sigur, oamenii din PNL, iată, cu domnul Ciucă, cu domnul Motreanu, cu domnul Bode, cu cei care au o poziție coerentă și care consideră că guvernarea alături de Partidul Social Democrat e una pe care și-o dorește și PNL-ul. Asta este ceea ce văd în continuare la conducerea Partidului Național Liberal. Domnule Cosma, credeți că ar fi o idee viabilă ca după alegerile generale PNL să facă parte dintr-o nouă coaliție de guvernare, având în vedere toate replicile, dacă este să ne uităm și la ce a declarat prin vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, am înghițit o meduză, dar acum ar trebui să nu se mai întâmple acest lucru. Deci, ceea ce astăzi a enunțat premierul Marcel Ciolacu și toți comunicatorii Partidului Social Democrat, că noi trebuie să guvernăm împreună, că doar cu PNL-ul vor guvernare,
asta este o golăneală politică, știți? Adică să vii tu să ne spui ce e bine pentru tu, decizi ce e bine pentru Partidul Național Liberal. Nu, Partidul Național Liberal va decide ce e mai bine în primul rând pentru români și după aceea dacă intrăm într-o astfel de coabitare contra naturii, așa cum a fost asta. Dacă dăm puțin timp înapoi, o să ne dăm seama, sigur, au fost niște probleme cu USR-ul atunci când a fost o neînțelegere, s-a rupt acea coaliție, asta e viața, asta e viața, coaliția opriți-vă un pic. Nici acum nu l-ați întrerupt pe domnul Cosma, nu e așa, domnul domnule, Zamfir? Domnule Cosma, ar lua în calcul PNL să facă o coaliție de guvernare cu AUR ca să lămurim și această problemă? Eu nu pot să vorbesc, eu pot să vorbesc doar despre ceea ce spun de un an cel puțin, chiar dacă am fost poate prima voce care am spus asta, dar astăzi tot mai mulți colegi spun asta și președintele Partidului Național Liberal a spus-o și îl întreb, oare președintele Partidului Național Liberal este o voce? Dacă eu nu sunt și zice domnul Zan că e o voce singulară, păi președintele Partidului Național Liberal a spus asta acum o săptămână, că este de dorit o alianță de dreapta și este de dorit o guvernare de dreapta. Eu mă număr printre cei care îmi doresc să refacem dreapta și să facem o guvernare în interesul României, care să nu mai aibă principal scop cum să obținem niște stuf ca să luăm niște subvenții prin Delta. Adică, domnule Cosma, când ziceți să refacem dreapta, la ce partide vă referiți? Vă referiți la PMP, la USR, la Forța Dreptei? Mă refer la toate partidele de dreapta și la toți cei care se simt de dreapta în România, inclusiv electoratul de dreapta. Da, că acum suntem în această alianță electoratul nu va guverna naturii cu PSD, asta e adevărat. Dar băieții ăștia care spun că sunt PSD-ul nou, sunt băieții care au adoptat ordonanța 13 și au scos 650.000 de oameni în stradă. Sunt tot aceiași Grindeanu care, de exemplu, s-a închis în sediul guvernului și n-a vrut să plece și l-au dat jos colegii lui prin moțiune de cenzură. Ăstea sunt nou PSD, ca să ne înțelegem, pentru domnul Zamfir, care toată viața a fost de dreapta și acum e socialist. Domnule Cosma, domnule Zamfir, două secunde, vă rog frumos, că avem aici un membru al partidului USR și vorbeați de reîntregirea unei formațiuni de dreapta. Mă rog, a unei guvernări de dreapta. USR a luat vreodată în discuție, la nivel intern, în partid, că ar putea să facă parte dintr-o coaliție de guvernare împreună cu PNL și cu restul partidelor din spectrul politic de dreapta? Vă aduc aminte, deși facem acum apel la o memorie de 4 ani de zile aproape, că noi niciodată n-am ieșit, de fapt, din acea coaliție. Am spus doar Câțu trebuie să plece. Iată, cei de la PNL ne-au dat dreptate. Noi niciodată n-am plecat de la acea masă, de fapt. Alții s-au ridicat de acolo. Noi și acum, în mod repetat, am spus da unei guvernări de dreapta. Ușile sunt deschise, masă există. Întrebarea este dacă cei care spun astăzi, și nu mă refer la domnul Cosma ca să nu fie interpretat așa, că ar trebui să existe o guvernare de dreapta, chiar și fac ceva pentru asta. Și fac? Au existat discuții? Nu, pentru că nu au fost dispuși la discuții. Adică noi suntem dispuși. Luați în calcul în această idee, în eventualitatea în care tu, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, să ajungă domnul Ciucă, să-l sprijiniți? Adică să se coalizeze dreapta în jurul domniei lui? Problema e că domnul Ciucă, acest scenariu nu va exista. Domnul Ciucă, din păcate, pentru dânsii nu va ajunge în turul 2 și foarte probabil turul 2 se va juca între Elena Lasconi și foarte probabil, din păcate, reprezentantul PSD. Interesantă perspectivă. Domnule Cosma, luați în calcul să susțineți pe Elena Lasconi în vederea, de exemplu, dacă s-a discutat acest scenariu posibil în interiorul PNL, să o susțineți tocmai pentru a crea această alianță de dreapta. Partidul Național Liberal are și va avea candidat. Partidul Național Liberal este un partid care are 1200 de primari astăzi și Partidul Național Liberal are capacitatea să ducă candidatul, indiferent cum se numește, în turul 2. Astăzi, candidatul Partidului Național Liberal este Nicolae Ciucă și Nicolae Ciucă va ajunge în turul 2. Asta este părerea mea și evident că noi ne facem strategiile noastre. Nu e rău că dreapta, ceilalți colegi din dreapta își fac și ei strategia. Foarte bine, așa e în democrație. Însă, ce este important, că în data de 25 dimineața, când ne trezim și vedem
că Partidul Național Liberal este în turul 2, dreapta să se adune în jurul unui proiect pentru România pentru următorii 4 ani. Asta cred că este cel mai important. Eu nu vreau să antagonizez, pentru că bătălia nu este, acum bătălia mea, nu este nici cu USR, nici cu AUR. Eu vreau să opresc PSD-ul să nu să acapareze toată puterea în România, pentru că scopul PSD-ului este de a acapara puterea în România. Și asta, de fiecare dată, așa au făcut. Și domnul Ponta la fel a făcut, și domnul Joană, când a candidat, la fel a făcut. Deci, și domnul Adrian Năstase a făcut la fel. Deci, de aceea, noi, dreapta, indiferent că în primul tur vom fi separați, nu e nicio problemă, așa e frumos și așa e democratic, dar important este să venim cu un proiect serios pentru România. Și proiectul de dreapta poate fi câștigător, pentru că vă dau un exemplu. În 2021, pe perioada de pandemie, când jumătatea economia era blocată, încasările la bugetul de stat, cu taxe mai mici și impozite mai mici, erau mai mari încasările la bugetul de stat. Sub guvernarea socialistă a domnului Ciolacu, din păcate, lucrurile nu stau așa. Și încasările la buget sunt mai mici, pentru că n-a făcut și n-a luat măsuri pentru ceea ce trebuie. Adică trebuie să te adaptezi. Nu poți să vii să-mi dai exemple din 2009, pentru că în fiecare zi lucrurile în România stau diferit și în lume stau diferit. Se întâmplă lucruri în jurul nostru, care poate de multe ori nu depind de noi, dar domnule Cosma, mai avem puțin timp și aș vrea să vă întreb un lucru. Când îl veți valida pe Nicolae Ciucă drept candidat și dacă există vreo șansă cât de minimă ca după discuțiile de joi din BPN, să ieșiți de la guvernare sau să se ajungă la această concluzie? Aș mai face încă o precizare, încă o dată, deși am spus. Eu, uitați-vă la postarea mea de imediat după congresul PSD. Eu n-am spus ieșirea de la guvernare. Eu am spus că nu mai avem cum să ne așezăm. Noi trebuie să ne retragem de la masa guvernului, pentru că nu putem sta la masă cu cei care ne-au jignit. Păi și asta nu înseamnă același lucru? Păi cei care... Retragerea de la masă cu ieșirea de la guvernare? Eu asta am spus. Și asta susțin în continuare, că în ședința de... Și asta a spus și președintele partidului, că m-am uitat acum la ce a debitat domnul Zanfir. Mai devreme ai spus că să ne scoateți de la guvernare, domnul Cosma. Da, să ne scoateți de la guvernare. Ar trebui să vă scoatem. Eu rămân la aceeași idee. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul nostru se apropie de final și iată, deja este... Această discuție este dovada vie că... Am intrat în campanie electorală, există deja tensiuni, inclusiv la nivelul coaliției de guvernare, inclusiv și în celelalte partide. Domnule Zanfir, vă mulțumesc pentru prezență, domnule Cosma, la fel, domnule Zeidler, la fel, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență aici, în studioul Euronews. Pe 5 noiembrie, Statele Unite își vor alege viitorul președinte. Vor alege între Kamala Harris, candidatul democrat, care a fost validat la Convenția Democraților din Chicago săptămâna trecută, sau Donald Trump, fostul președinte american din partea republicanilor. Și pentru a înțelege mai bine noi în ce fel ne impactează alegerile de peste ocean, pe noi, aici în România, l-am invitat în această seară pe fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman. Bună seara, domnule ambasador! Bună seara, o mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult de prezență la ora așa de târzie. Încercăm să înțelegem, să ne dăm seama. În ce fel impactează alegerea președintelui din Statele Unite relația cu România? Adică ce ar putea să se schimbe în raport cu România dacă Donald Trump ar fi din nou președinte, sau dacă, iată, candidatul democraților Kamala Harris ar ajunge președinte? Sunt două răspunsuri la asta, pentru că România se înțelege foarte bine, nu numai acum, dar și istoric, cu o Casă Albă unde sunt republicani și cu o Casă Albă unde sunt democrații. Dar asta sunt lucruri de zi de zi. Diferența într-o Casă Albă republicană, cum cred că o să fie cu președintele Trump și cum a fost în ultimii 3 ani jumate cu președintele Biden, e cum vedem toată lumea. Aveam acum 4 ani, la sfârșitul președinției Trump, pace în lume, aveam o economie cu o inflație foarte mică, economia americană era cea mai mare din lume, producția de gaz, petrol american era cea mai mare din lume, prețurile erau mici, acum avem război în Ucraina, avem război în Orientul Mijlociu,
avem 6 sau 8 țări în Africa unde au revoluții și e un război și toate astea au fost începute de ruși. Același lucru se întâmplă în Sud America. Majoritatea de state din America Centrală au devenit socialiste, dacă nu chiar comuniste, în afară de El Salvador, care e un model pentru restul țărilor, dar nu a fost sprijinit de administrația Biden. Și așa că diferența și problemele sunt enorme între o administrație democratică, cum ar fi dacă e alesă Kamala Harris și cum ar fi dacă ar fi ales Donald Trump în noiembrie. Donald Trump a făcut o declarație în timpul campaniei recent acum și a spus că el, dacă ar ajunge președinte din nou, înainte să fie investit în ianuarie, ar face pace în Ucraina. Cum ar fi posibil? Pentru că așa, din exterior privind, par doar niște declarații frumoase. Asta e o declarație frumoasă, dar cred că frica lui Putin și altora că ianuarie 20 sosește și în ianuarie 20 viitorul președinte devine președinte, e jurat, ar face să se retragă sau să facă alți pași care nu sunt forțați de președintele Trump. Pentru că, în opinia mea, cel mai rău telefon care o să-l primească Putin o să fie pe ianuarie 20 sau ianuarie 21 anul viitor, când Trump e ales și devine președinte și o să-i spună ceva în felul următor. Vlad, ce faci? Oh, ești bine? Pare bine că ești bine. Vlad, s-a terminat jocul, e timpul să te duci acasă. Cum adică? Du-te acasă. Ce faci dacă nu mă duc? Nu vrei să afli ce fac dacă nu mă duc. Vă întrerup o secundă, avem imagini în direct acum. Donald Trump este în campanie electorală. L-am văzut adineori imagini din Michigan. Putem să-l vedem chiar și acum. Știm că în toată această perioadă, de fapt, această perioadă a campaniei electorale este una extrem de aglomerată, atât pentru candidații democrați, cât și pentru candidații republicani, pentru că știm, au de câștigat câteva state cheie, swing states, așa cum se numesc, și vedem că, în general, campania electorală se concentrează în localitățile din aceste state, tocmai pentru că știm acolo alegătorii schimbă opinia de la un ciclu electoral la celălalt și iată, vedem, vorbim de câteva state, cum ar fi Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, sunt doar câteva... Georgia, care iarăși este un swing state, sunt câteva state cu o miză foarte mare la alegerile din 2000. Pennsylvania, sunt 5-6 state. Și Pennsylvania, cumva acolo a și fost criticată Kamala Harris că nu a ales drept VP, vicepreședinte, senatorul din Pennsylvania, care cumva i-ar fi adus, poate... mai multe voturi în... Greu de spus asta. Erau câțiva la care să uita o să alegi numai unul din toți ăștia. Sunt sigur că echipa lor spunea, dacă alegeai omul meu ar fi fost mai bine. Dacă cine alegeai știe? Și tot așa. Cum a schimbat intrarea în competiție a Kamalei Harris tot acest joc pentru președinție? Două lucruri. Nu știu dacă ați văzut, sunt sigur că mulți telespectatori au văzut dezbaterea între președintele Biden și Donald Trump și a devenit foarte clar că președintele Biden are unele slăbiciuni fizice, medicale, greu de spus. Eu nu vreau să discut condiția lui, dar e o condiție care, din ce se vede și din ce se acceptă acum, e o condiție care nu-i bună și continuă să deterioreze. Ce mă uimește la democrați este marea minciună, că cu ziua înainte de dezbatere, toată lumea spunea ce zdravăn și puternic și că totul e bine cu Biden și s-a dovedit că asta nu e adevărat. Și cea mai mare problemă care are un impact la multe alte lucruri este că media n-a spus nimic. Media, the mainstream media, cum se spune, nimeni n-a spus nimic la asta.
toți sprijină, sau majoritatea, nu toți, sprijină, adică susțineți... Partidul Democratic, susțineau, că și e o rușine enormă, pentru că media n-ar trebui să fie cu stânga sau cu dreapta. Nu sunt singurul care face asta. Poți să ai o opinie, dar să spui că asta e opinia canalului X sau ziarului X, dar când ai o obligație de jurnalist să încerci să spui adevărul, cum informația. Îl vezi. Și ăștia și-au uitat, nu mai există așa ceva și mulți spun clar că în opinia lor trebuie să ajute Partidul Democrat. Majoritatea sunt în felul ăsta, care e groaznic și de-aia lumea a pierdut încredere în mass media. Dumneavoastră v-ați așteptat la această retragere din competiție a președintelui în funcție Joe Biden? Eu nu credeam că o să se retragă, dar credeam că, că e o șansă jumătate-jumătate să se retragă, dar nu credeam că o să fie dat afară. Și, din nou, spunând că s-a retras, nu e adevărul. A fost dat afară, e adevărul. A fost dat afară. S-a discutat de Nancy Pelosi, exact. Nancy Pelosi se uită la televizor, cum mă uit eu acum la televizor, și te minte în față. A spus, oh, asta a fost decizia lui Joe Biden. Da, a fost decizia lui Joe Biden. Asta a fost decizia lui Nancy Pelosi, asta a fost decizia lui Obama, asta a fost decizia lui Schumer, asta a fost decizia la mulți care contribuie la Partidul Democrat. Joe Biden n-a vrut să se retragă. A fost dat afară. A fost împins afară. Asta e adevărul și mass media nu spune multe din asta. Și iată, am văzut totuși discursul de la Convenția Democraților în prima seară, cumva încununarea celor 50 de ani de activitate pe scena politică americană a lui Joe Biden. După aceea, dacă nu mă înșel, președintele american a și plecat, parcă a spus că pleacă în într-o vacanță în California și a lăsat convenția mai departe, a predat ștafeta Kamalei Harris și echipei care era acolo, am văzut toți foștii președinți. Când vorbim de relațiile Statelor Unite cu aliați din NATO, știm cumva poziționarea fostului președinte Donald Trump, care a spus în repetate rânduri trebuie ca statele din NATO să aloce mai mulți bani, nu doar America să vină cu bani, adică fiecare stat din Alianța Nord-Atlantică trebuie să dea acel 2% din PIB. Noi trebuie să dea mai mult acum, cred. Noi spuneam asta acum 4 ani, în prima administrație Trump. Și cine a avut dreptate? Te întreb, cine a avut dreptate? Eu zic că președintele Trump a avut dreptate. Dacă te uiți acum ce se întâmplă în lume cu războiul din Ucraina, cu războiul din Orientul Mijlociu, nu mai sunt obuze, nu mai sunt rachete, nu mai sunt armamente, tancuri, nu mai sunt nimic. Și cine nu mai are? Englezii nu mai au, francezii nu mai au, olandezii sunt cei mai răi, au cel mai puțin. Și de ce nu au? Pentru că niciunul din țările astea nu au cheltuit 2% pentru apărarea lor. Când vorbim de dat 2%, nu e o chestie unde dai 2% din PIB cuiva. Obligația la care toate țările NATO au semnat-o e să cheltuie cel puțin... Pentru apărarea proprie. Exact așa, ca să ai obuze, ca să ai tancuri, ca să ai soldați pregătiți, antrenați. Și nu sunt. Asta e realitatea. Și așa că te întreb din nou. Președintele Trump spune asta. Nu sunteți pregătiți. Ce faci cu cineva care e un aliat al tău? Tu dai și America, numărul american din PIB e 4-5%. E un număr foarte mare. Cel mai mult dau statele din zona Baltică, țările Nu vorbesc baltice. De ce dau ca un procent. Ca și PIB, da, ci ca și, sumă, da. Ca și sumă, Statele Unite dau aproape 800 de miliarde, a fost investiția în 2023. Undeva, încă o dată, cât dădeau celelalte state adunate. Și statele, trebuie să spun, am numai respect pentru statele baltice, că sunt mici, dar au o inimă de... Reziliență. Resilience. De leu. De sunt țările mai mari, francezii, olandezii, ar trebui să iau un exemplu de la ăștia. Bine, aici sunt curajos, fac ce e corect, și Olanda n-a plătit
până anul ăsta și o să vedem cum se termină. Și nici Germania. Nici Germania, dar Olanda n-a plătit niciodată mai mult de un pic peste 1%. Acum oricum vedem și că acum țările de pus jos pe rute, de asta am vrut să zic și e totuși rușine, din Olanda. Eu am scris public de asta, e o rușine, ăsta e un socialist, poporul olandez și-a dat seama cine e ăsta. Numele lui în Olanda e Teflon Mark, din cauza scandalelor și până la urmă l-au dat afară. A un nou om acolo, Dick Schuf, care mi se pare un om foarte bun și încearcă să pună țara la loc, la punct, cum ar fi trebuit să fie ultimii câțiva ani, dar Rutte a luat-o la stângă. Cum se va raporta Donald Trump la Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice? Întrebarea invers. Cum o să se poarte Rutte? Că președintele Trump are viziune și înțelege ce trebuie făcut ca să fie pace în lume, ca să se oprească războiul din Ucraina, ca să se rezolve problemele din Orientul Mijlociu. Știe cum trebuie tratat Iranul. Ca să dau un exemplu, acum 4 ani economia iraniană era pe butuci. De ce era pe butuci? Banii lor din externe erau înghețați, peste 100 și ceva de miliarde de dolari. Erau sancțiuni împotriva Iranului. N-aveau bani să dea la teroriști, la Hamas, Hezbollah, toți teroriștii așa din Orientul Mijlociu. Abia erau oameni în Iran care încercau să scape de mula. Ce a fost primul lucru care a făcut administrația Biden? A ridicat sancțiunile, a dat pe toți banii înghețați în afara țării Iranului, i-a dat înapoi Iranului și a dat încă 6 miliarde de dolari pentru 5 ostatici. Credeți? E o nebunie ce-au făcut ăștia. Secretarul de stat Blinken, cum a spus John McCain, e un om periculos, e cel mai rău secretar de stat din istoria americană și Sullivan, care a fost șef la retragerea americană din Afganistan. Nu înțeleg de ce mai e în funcție. Trebuia dat afară sau dacă avea bun simț, trebuia să-și dea demisie. Aici sunt mai multe aspecte. Pe de o parte, putea fi manageriat retragerea diferit? Pentru că vorbeați de Sullivan. Adică știam, deadline-ul era 30 august. Asta a fost un deadline, cum spun și eu. Puteai să pui deadline-ul august 1, puteai să-i pui decembrie 1, dar vreau să adaug un lucru. Lucru care nu se poate uita. Eu nu o să uit, majoritatea americanilor cu bun simț nu o să uite. Din cauza lui Sullivan, din cauza oamenilor care erau sub direcția lui, au fost lăsați acolo americani, au fost lăsați acolo oameni care au ajutat americanii în război în Afganistan. Este un lucru, cel mai imoral lucru care am văzut în viața mea, ca un american să lase pe alții acolo și să lase oamenii care i-au ajutat acolo. A fost într-adevăr dezgustă asta. E o rușine pentru America. Un moment cu adevărat dramatic. Cum s-a raportat Mark Rutte la Kamala Harris? Asta nu știu, dar lasă-mă să termin o secundă. Ideea să ne retragem din Afganistan, în teorie, era bună. Președintele Trump avea aceeași idee, dar era o mică diferență. Ar fi ținut bazele militare, ar fi lăsat acolo vreo 2.000-2.500 de soldați, ar fi lăsat sursele de intelligence și cea mai mare diferență ar fi fost ce l-ar fi spus. Și asta e clar mesajul descris. Mesajul conducerii talibanilor? Exact așa, că talibanul era în nord. Și mesajul e un mesaj simplu. Dacă faceți un pas în sud, o să fiți extirpați. Vreți să mergeți în sud? Adică, practic, spuneți dumneavoastră că talibanii ar fi păstrat conducerea asupra zonei din apropiere cu granița cu Pakistan, zonele nordice. Unde erau bazați oricum. Da. Unde erau și bazele Al-Qaeda. Cea mai mare diferență. Asta ar fi fost cea mai mare. Nu s-ar fi întâmplat. Au distrus o țară, cum prea bine știi. Toate drepturile și avanțurile făcute de femei și au de alte au fost distruse ca urmare a revenirii conducerii. E ceva de necrezut ce s-a întâmplat acolo. Da, și tot asta, plus
și America plătește prețul acum, a rămas acolo, mi s-a spus, vreo 90-100 de miliarde de dolari de avioane, elicoptere, muniții, armamente. Domnule ambasador, cum se va schimba scena globală, având în vedere aceste nouă direcții pe care le pot avea Statele Unite? Pe de-o parte, cu Kamala Harris în frunte. Cum ar arăta Statele Unite ca actor geopolitic cu Kamala Harris? Mă sperie să mă gândesc ce s-ar întâmpla cu Kamala Harris. Kamala Harris e un fel de socialist, comunist, nici nu da seama, nu are un plan. Nu știu cât din voi ați auzit-o când a fost vorbește în România comunal. Vorbește de clasa de mijloc. Nu știu despre discursul... ce vorbește, nici ea nu știe despre ce vorbește. Când a fost în România am auzit ce a spus, în afară de greșeli care le-a făcut în ce a spus la aeroport când a sosit aici, restul era de neînțeles și n-a fost singurul loc unde a vorbit. N-are un plan, nu are un viitor, e neclar ce vrea să facă internațional, ce vrea să facă cu agenda domestică de energie, de economie, alte lucruri. Tot ce știm, de exemplu, despre ea, rolul ei era să controleze granița de sud cu Mexico. Partea de imigrație. Cel mai mare eșec. Peste 20 de milioane de imigranți ilegali, inclusiv teroriști, criminali și alții au intrat. Și în fiecare zi, dacă citești ziarele americane, sunt prinși teroriști și alți... Deci există o problemă în ceea ce privește imigrația și totuși, potrivit echipelor ei, 540 de milioane de dolari a câștigat campania democraților din donații relativ mici de la susținători ai democraților. Totuși vorbim de o sumă, adică există sprijin, asta încerc să-mi dau seama. Ar fi sprijin pentru unul din oamenii care vorbeau înainte de a veni eu la emisiunea voastră. Dacă el, unul din ăștia, ar fi fost ales candidat democrat în America, ar fi avut 30% sau ceva. Și asta e problema și acolo, că partidele s-au decis și în cazul ăsta Kamala Harris n-a trecut printr-un primary. Nimeni n-a votat pentru ea. Adică spuneți Biden că nu este un candidat statutar. Nu, nimeni n-a votat pentru ea ca să fie candidatul democrat. L-au forțat afară pe Biden, asta la convenție, după ce toată lumea a spus Biden, Obama, toți șefii de la partid a spus ea e asta și ăștia sunt ca oi și votat ca să fie, dar nu. Asta nu-i sistemul Partidului Democrat care trece printr-un primary. Se tot discută despre cumva... Așa că întrebarea e și nimeni la presă n-a întrebat lucrul ăsta. De ce ăștia au așteptat așa de mult? Singurul care a întrebat lucrul ăsta și a încercat să fie un candidat împotriva lui Biden a fost Robert Kennedy. Kennedy care și... s-a retras din competiție și el. Da, dar el era independent. El s-a retras... că Partidul Democrat l-au dat afară, l-au blocat să participe la primaries. Și așa că el a participat ca un independent, nu ca un democrat. Și ăsta, taică-su era fratele, era Robert Kennedy, fratele lui Jack Kennedy, o familie cea mai... care este extrem de cunoscută. Cunoscută tatăl său a fost procuror general, dacă nu mă înșel. Da, general al Statelor Unite. Și lui era președintele Americii. Unchiul președinte și tatălui a fost cel care a intermediat în Cuban Missile Crisis discuțiile unchiul dintre... Da. Da, da, și unchiul lui Jack s-a uitat era la președintele ruși care... și a tras o linie roșie. Cred că asta a fost singura linie roșie care democrații chiar au susținut-o, nu ca Obama, care a spus facem o linie roșie nisip și nu s-a întâmplat nimic. Este, exact asta este o problemă care se ridică cumva la nivelul Statelor Unite, din exterior privind sistemul democratic, sistemul celor două mari partide, faptul că independenții nu au foarte mari șanse sau cei care nu fac parte din aceste două mari partide mainstream să ajungă să-și ofere americanului de rând viziunea lui pentru țară. Este asta o problemă în America? Mulți spun că da. Dar independenții nu au șansa, de exemplu, să aibă un candidat. Dar, de obicei, independenții
decid cine câștigă la alegeri. Pentru că dacă te uiți în terme aproximative, ai o treime, poate un pic mai mult de democrați, similar cu republicanii, și în jur de o treime, 25% sunt independenți. Și ăștia sunt oamenii care decid alegerile. Care înclină balanța până la urmă. Da. Cum se va schimba politica Statelor Unite vis-a-vis de China după 20 ianuarie? Pentru că dacă este să ne uităm puțin, poziționarea candidatului republican este mai fermă în ceea ce privește China. Știm că pe vremea când Donald Trump a fost președinte, a și fost, dacă nu mă înșel, poate liderul internațional care a vorbit pentru prima dată de The China Virus. Adică a făcut adresa... The Wuhan Virus. The Wuhan Virus și The China Virus. Asta și a fost atacat brutal de democrați și, din nou, ca alte lucruri care a spus Trump atunci, a avut dreptate. Da. Pentru că virusul chiar a ieșit de la Wuhan. Ne putem aștepta să se schimbe dinamica în relațiile internaționale mult, complet? În ce măsură? Un candidat democrat cu un candidat republican ales? O să se schimbe mai bine, în opinia mea, dacă Trump e ales, nu numai pentru America, dar restul lumei. Și când spun restul lumei, nu vorbesc de China, Rusia și Iran, că lucrurile acolo nu o să se schimbe pentru bine. Și Coreea de Nord. Dar pentru lumea liberă, democratică, o să fie mult mai bine. Pentru că Trump înțelege ce se întâmplă cu chinezii. El vrea să pune tariffs ca să dezvolte industria americană, pentru că chinezii ce fac, nu numai în America, dar încearcă să facă și în România și în restul lumei. Și îți vând ceva care costă $10 să fabrici, îl vând cu $2. Și când lumea din America, din România, de oriunde cumpără lucrul ăsta, competitorul local care face un produs, ei nu pot să-l vândă cu $2, că dau faliment. Și Kamala Harris nu va face același lucru? Imposibil. Nu știm ce face. Ea n-a spus. N-a anunțat un plan politic, n-a anunțat un plan economic, dar din ce s-a văzut, o să aibă același plan, închipui, ca Biden, dacă nu chiar mai rău, care a fost un eșec. Inflația e groaznică, prețurile la gaz, petrol, energie s-a dublat, s-a triplat. Inflația e continuă să crească. Planurile lui Biden sunt eșecuri, nu numai pentru România, dar pentru restul lumei. Și putem vedea ce haos e în restul lumei, care nu exista acum 4 ani. Și toată lumea, și am auzit mulți care spun, nu putem vota pentru Trump, că o să facă nu știu ce. El a fost președinte pentru 4 ani și a făcut numai lucruri bune. Și tot ce a spus care lumea l-a atacat s-a dovedit să fie adevărat. Există temeri la nivel de opinie publică în Europa că dacă Donald Trump ar ajunge președinte, focusul Americii va fi mai degrabă către China. Și aici fac doar o referire. Ieșise în The New York Times săptămâna trecută o informație că Joe Biden a schimbat protocolul nuclear undeva în luna martie. Și pentru, prima să ne ajute. Și pentru prima dată în acest protocol apărea... Sper că n-a uitat codurile. Apărea pericolul, cumva se discuta despre o posibilă alianță între Rusia, Coreea de Nord și China, care s-ar coaliza să atace simultan, să fie un atac nuclear coordonat împotriva Statelor Unite. Și protocoale care au fost puse în acțiune pentru acest scenariu, care înțeleg nu a fost luat până acum niciodată în considerare în protocoalele în ceea ce privește armele nucleare, atacuri coordonate, atacuri nucleare, că aici este nuanța. Și atunci încerc să-mi dau seama. Va fi președintele republican, dacă va ajunge președinte, mai concentrat pe ce se întâmplă în Asia, în China, în Marea Chinei de Sud, acolo unde știm că există interese americane, partenerii strategici de acolo, Japonia, Thailanda, Taiwan, bineînțeles, decât la ceea ce se întâmplă în Europa, în războiul din Ucraina? Simplu răspunsul e nu. Interesele americane acum
sunt în toată lumea. Care sunt prioritățile, nu știu, dar înainte de continuu aici, trebuie să-ți atrag atenția că acest BRICS nu exista acum 4 ani. Relația... Sunt mai multe state care aderă la BRICS și care acceptă. Da, dar nu exista acum 4 ani în administrația lui Trump. Toate alianțele astea s-au făcut după administrația lui Trump, în timpul administrației lui Biden, și toți s-au unit împotriva țărilor democratice și totul au rezultat de la această invazie a Ucrainei. Și așa că dacă mă întreb ce e mai important, să ai grijă de Rusia sau să ai grijă de China să nu intre în Taiwan sau în Filipini sau să facă alte porcării pe acolo, depinde unde sunt, dar trebuie să ai grijă de amândouă. Și așa că nu pot să răspund ne uităm la China mai mult decât ne uităm la Rusia. Ne uităm la amândouă. Ne uităm la nord-coreani. Și nord-coreanii n-au lansat nicio rachetă în administrația lui Trump după ce s-a întâlnit cu cum îl cheamă? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Și așa că întrebarea nu cred că e potrivită. Depinde ce face fiecare. Și fiecare trebuie să fie tratată într-un fel să înțeleagă că jocul s-a terminat. Nu se poate trata cu timiditate, cu frică. Ca un exemplu, invazia ucrainienilor... Din Kursk. Exact. Care a fost un mare succes și continuă să fie succes. Biden nu le dă voie englezilor să dea voie ucrainienilor să folosească rachete engleze cu rază lungă. Nu le dă voie ucrainienilor să folosească rachete americane cu rază lungă. Și întrebarea mea e de ce? Și am vorbit cu 4 foști NATO Supreme Leaders și ăștia se miră și ăștia au scris că e o nebunie asta. Și așa că acest administrație timidă, cu frică de ruși, cu frică de chinezi, cu frică de iranieni, fără o viziune, o să se termine. Rușii o să fie puși la punct, chinezii o să fie puși la punct și iranienii mai ales o să fie puși la punct, că n-ar exista problema cu Israel, Lebanon, Hezbollah, Hamas. Nu vine din regiune, vine din Iran. Aici voiam să ajung. Donald Trump a fost cel care a mediat acordurile Abrams din 2020, care Biden, a normalizat... Care Biden, cum a sosit, a încercat să le desfășoare. Înțeleg că au existat și pe vremea administrației Biden acele negocieri pentru un acord între Arabia Saudită și Israel. Și cumva a venit acest atac Hamas din 7 octombrie, care, bineînțeles, și acest atac trebuie privit și dintr-o perspectivă geopolitică cu interesele Iranului în regiune. Știm că în acordurile negociate de Statele Unite, Arabia Saudită cerea, pentru a încheia acordul cu Israel, dotare nucleară, suport pentru a-și dezvolta arma nucleară în regiune ca să contrabalanceze Iranul, Pakistanul, care au arme nucleare în regiune. Poate știi ceva care eu nu știu. Nu cred că Iranul are încă, dar știu că care, da, care cel puțin la nivel de opinie publică există tot mai multe informații, dar nu sunt date oficiale, dar există această bănuială. Iranul s-a mult mai apropiat din cauza lui Joe Biden și lui Kamala Harris, care au dat banii Iranului să cheltuiască pe asta. Au încercat să fie drăguți cu iranienii, de-aia au ridicat sancțiunile ca să facă acest plan început de Obama, care era un eșec de la început. De acordul nuclear, din care Donald Trump a fost una dintre primele lucruri pe care le-a făcut în momentul în care și-a preluat mandatul, să iasă din acordurile cu Iran. Exact așa, și după aia al doilea lucru care a făcut, sau poate asta a fost al doilea, nu știu, primul a fost să înghețe banii iranienilor, să pune sancțiuni ca să nu poată să dezvolte arme nucleare. Și că planul lui Obama l-ar fi lăsat să facă arme nucleare, doar nu în viitorul apropiat, în 10 ani, într-o proporție, adică... Așa că nu înțeleg planul ăsta, e ceva nonsensical, pentru că ai arme nucleare, dar nu le ai în 5 ani sau 6 ani, ai voie să le ai în 10 ani, e o nebunie. Care ar fi soluția republicană pentru criza din Orientul Mijlociu? Pentru că știm Iran. Și...
Iran. Nu trebuie dus acolo. Hamas e controlat de Iran. Hezbollah e controlat de Iran. Ăștia, cum ai auzit Rebelii la televizor, Houthi Iran. Sunt proxy prin care Iran acționează. Toți rebelii ăștia din regiune, Iran. Iran le dă ordine, Iran le dă rachete, Iran le dă arme. Problema nu sunt toți ăștia, ăsta sunt simptome. Problema e în Iran. Trebuie să pui Iranul la punct și trebuie să rezolvi problema acolo. Care ar fi? Asta încerc să-mi dau seama. Șeful de război al lui Iran a fost omorât de Trump. Vorbim de șeful gărzilor revoluționare. Da? Da, interesant. Dacă ar fi să tragem o concluzie, la ce ne putem aștepta? Mai avem câteva luni de campanie electorală în Statele Unite. Urmează dezbaterea, informațiile dinspre presa americană care vin. Am citit astăzi că echipa lui Kamala Harris nu vrea să participe în afară dacă ea poate să citească și să stea jos la masă. Care nu era agreat înainte, amândoi trebuiau să vorbească. Eu citisem iarăși că existau discuții pe opritul microfonului în timp ce celălalt vorbește. Și că aici nu se puteau pune de acord, pentru că în varianta agreată inițial, așa cum a fost la dezbaterea din iunie, în timp ce unul dintre candidați vorbea, celălalt avea microfonul oprit și se pornea microfonul doar în momentul în care îi se dădea cuvântul. Ai dreptate. Și asta... Și erau și la fel, cu fără note, fără stat la masă. Adică pur și simplu vorbit liber. Erau exact aceleași reguli cum a fost pentru prima dezbatere, era și pentru a doua dezbatere. Și echipa lui Harris nu-i place asta. Interesant. Și la ce ne putem aștepta de la această dezbatere? Sunteți un mult mai bun cunoscător al politicii de acolo și probabil al viziunii celor doi. Știu viziunea lui Trump, pentru că el a discutat-o, are o conferință de presă aproape uneori două sau trei în aceeași zi. De când a fost nominalizat Harris, n-a avut nicio conferință de presă. De când s-a retras sau a fost forțat afară Biden, n-a avut nicio conferință de presă Harris. Și așa că ce o să iasă din gura ei când vorbește oricine, nu știu. Cât de mult contează pentru publicul american aceste dezbateri? Pentru că noi în România nu avem dezbateri la modul acesta. Foarte important. Asta încerc să-mi dau seama, pentru că știu, toată America privește și cumva o dezbatere reușită pentru un candidat poate să-i aducă ca salbă. 100%. Cea mai faimoasă sau una din cele mai faimoase, când Jack Kennedy, când a candidat împotriva lui Richard Nixon, a fost una din primele dezbateri la televizor. Și Nixon avea niște sudoare pe față, nu arăta confortabil și a pierdut. Și mulți spun că a pierdut alegerea din cauza cum arăta la televizor la dezbaterea cu Kennedy. Adică atât de mult contează pentru publicul american. Din momentul dezbaterii vor mai fi câteva săptămâni până la alegerile propriu-zise. Bine, există early voting, sunt deja state care... Încep în septembrie, care deja încep să voteze, dar pe 5 noiembrie ar trebui să avem cumva o situație clară, o concluzie. Pe 6 noiembrie o pe să 6, da, corect. Pe 5 se votează, după aia. Sperăm, pentru că dacă mai se numără în anumite state... O să se numere. Și asta e o problemă. Cum să numără și acolo a ieșit problema de acum 4 ani. Da, ne aducem aminte că s-a prelungit. Că cu voturi prin poște, care unii au spus n-au fost legale, n-au fost... Și așa că o să vedem. Sper să nu fie același lucru. Cu siguranță ne așteaptă câteva săptămâni foarte interesante, atât pe scena politică de la noi din România, cât și pe scena politică americană. Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru o discuție foarte bună în această seară aici la Euronews România. Vă mai așteptăm. O mare plăcere, eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Plăcută. Mulțumim. În țara în care unul dintre drumurile care traversează munții a fost închis în plin sezon turistic, iar podul spre vacanța din Grecia este pe jumătate blocat, calea ferată ar trebui să fie o alternativă viabilă și la îndemână.
În prima parte a campaniei România pierde trenul, v-am arătat cum lipsa de interes face ca o călătorie cu trenul să fie de prea multe ori un coșmar pentru călători. Am vorbit cu cei care folosesc calea ferată, am vorbit și cu cei care o gestionează. Am pus întrebări, am cerut explicații, am cerut și soluții, doar că CFR rămâne în continuare la mâna vremii și a vremurilor. În vagoane este saună, locomotivele merg cu viteze la limita rușinii, iar întârzierile dau peste cap orice plan ar avea călătorii. Asta în timp ce directivele europene ne recomandă să prioritizăm transportul pe calea ferată în locul celui de pe șosele. De zeci de ani, Moldova este ruptă de restul țării, în principal din cauza infrastructurii de transport. Fără autostrăzi, fără drumuri măcar decente și mai ales fără interes din partea celor care au condus România în ultimii 30 de ani, abia acum se lucrează la o autostradă care ar trebui să scoată regiunea din sărăcia care a devenit deja legendară. Până când va fi gata, calea ferată ar trebui măcar să ajute, dacă nu neapărat să rezolve problema izolării regiunii. Doar că trenurile spre Moldova sunt în stare cu care ne-a obișnuit deja CFR. Puține, vechi, neîncăpătoare, lipsite de orice urmă de confort. Așa că am făcut un experiment. Am parcurs drumul București-Suceava și cu trenul și cu mașina pe deja celebrul E85, drumul aflat în topul deceselor pe șosele. Ce concluzii am tras, vedeți într-un nou episod din campania România pierde trenul. Suntem din nou în Gara de Nord, de această dată ne pregătim să mergem spre Suceava. Va fi interesant pentru că noi vom merge cu trenul, iar colegul meu, Petrică, va merge cu mașina. Ce este și mai interesant este că, Petrică, vei merge cu viteza regulamentară, indiferent că vorbim de 30 de kilometri, 50 de kilometri pe oră. Noi pe partea asta, la altă, vom avea și noi provocările noastre. Nici nu apucăm să plecăm, că deja ne lovim de primul obstacol. Constatăm că n-a fost o idee bună să lăsăm cumpăratul biletelor pentru ultimul moment. Să rămână! Spre Suceava, vă rog, două bilete. Clasa 1, a doua? Clasa 2. Nu mai aveți locuri la clasa a doua? Stați așa, vă fac două bilete și o să vă fac două locuri cu locuri până în vești. Mi le fac separat ca să vă pot urca în trei să aveți locuri. Bine. Vă duceți repede să aveți. La Vereș, trenul se rupe în două, o parte spre Suceava, alta spre Botoșani, așa că oamenii se agită încă de la plecarea din Gara de Nord să-și găsească nu doar locurile, ci și vagoanele potrivite. Am ajuns în sfârșit și pe peron. Trebuie să căutăm vagonul 4. Vagonul 4 este chiar aici. București-Botoșani. Asta o fi? Asta. Suceava, nu? Suceava. După luni întregi în care am călătorit cu trenuri prin toată țara, aproape că nici nu ne mai miră cum arată garniturile. Să mă așez aici. Uite ce mizerie este. Așa, nu avem ce face. Hai, te reinvit aici. Opa. Am rămas cu draperia în mână. Da, avem și păturică cu această ocazie. Da, nici n-am atins-o bine și a și căzut. Și gata, ne punem în mișcare. Plecăm din Gara de Nord spre Suceava. Este ora 11 și 10 minute. Am plecat la fix. La 17 ar trebui să ajungem, adică un drum de 432 de kilometri. Adrian Marcu s-a mutat în Olanda în urmă cu mai bine de 6 ani. Însă când vine acasă, primul lucru care îl lovește e diferența de civilizație. Acolo chiar au căi ferate și gările arată super curat și super bine față de ce vezi la noi, niște gunoaie. Astea nu mai sunt dur. Niște dărăpânături, niște gunoaie. Asta sunt. N-ai cum. CFR-ul nu investește nimic, doar cineva bagă bani în buzunar. De ce olandezii au reușit? Pentru că olandezii investesc. Însă nu e doar despre lipsa de interes a autorităților. Călătoria cu trenul mai e și după cum ți-o faci, indiferent de țara în care te afli. Ai fost la toalete pe aici? Da. Astea nu sunt toalete, asta e bătaie de joc. În Olanda nu sunt chiar așa. Dacă au ceva de aruncat, aruncă la gunoi, cel puțin în tren. Pe stradă mai aruncă și ei, nu pot să zic nu. Uite, un prieten al meu a luat amendă că mergea cu bicicleta cu telefonul în mână și a primit o amendă de cât a fost, 130 de euro, parcă. Nu merge și așa. Te
te amendează direct. Nu te lasă, las că merge. Și e mai bine să nu meargă și așa, pentru că e mai curat, e mai frumos, e mai civilizat. Tocmai diferențele îi fac pe mulți dintre cei care au lăsat în urmă tot ce știau și au plecat în lume să nu-și mai dorească să se întoarcă. Eu, de exemplu, nu vreau să mă întorc în România și vreau să rămân acolo. Așa că iau de învățat ce văd și vreau să fiu la fel ca ei. În timp ce noi ne mirăm de cum se poate la alții, dar la noi nu, colegul nostru plecat cu mașina din București își testează răbdarea pe E85. Salut, salut, Petrică, ce faci? Păi, te mai am 20 de kilometri și e în drum Buzău. Cum a fost drumul până la Buzău? Cât am ieșit în București, a fost aglomerat. Deja putem spune că avem un mic avans față de tine cu trenul. În ciuda condițiilor din tren, deocamdată garnitura pare să câștige la capitolul timp. Maria Polojna face des traseul cu trenul pe ruta asta, așa că a trecut prin destule situații care i-au arătat adevărata fața transportului pe calea ferată. Iar în tren arată uneori ca într-un film de groază. La fel de condiții, așa? Foarte proaste. Foarte rele, proaste, nu știu cum să spun. La toaletă e ceva de speriat. Pentru o persoană în vârstă sau cu dificultăți locomotorii, inclusiv urcatul sau coborâtul din tren, e o luptă. Era de la treapta trenului până la bordura terasamentului o distanță cam 40 de centimetri. Noroc am avut că m-a ajutat o femeie din tren mai tânără și un bărbat de m-a ținut, eu cu bastonul m-a ținut să fac pasul așa de mare ca să pot coborâ din tren. Altfel? Altfel rămâneam în tren. Nu mai spun că eu îmi fac nervi și nu aș vrea să-mi fac nervi. Toate sunt la pământ. Iar dacă trenul merge cu viteza trenului, pe șosea apare chiar mai rău. Suntem pe drum de mai bine de 4 ore. Este 15:30. Am trecut de Bacău. Sunt tare curios ce face colegul nostru, Petrică. Pe unde a ajuns și îl sunam chiar acum să vedem dacă într-adevăr are semnal, dacă... Salut, salut, Petrică! Ce faci? Uite, mai am vreo 30 de kilometri și intru pe centura Bacăului. Intri pe centura Bacăului peste 30 de kilometri. Noi acum am ieșit din gara, din Bacău. Se pare că s-a mărit un pic avansul. Când am vorbit... Și se circulă greu. Vremea a ținut cu trenul de data asta, așa că la Suceava am ajuns înaintea colegului plecat în același timp din București, dar cu mașina. Este 17:19, este momentul în care am ajuns în gara din Suceava, chiar cu un minut mai devreme. Lucrul ăsta este cu siguranță un soi de premieră, doar că suntem cam singuri. Pe peron, dacă ne uităm după colegul nostru, ne dăm seama că nici nu avem cum să-l vedem, pentru că el este în continuare pe drum. Așa că așteptăm și mai așteptăm un pic. O oră mai târziu. Aha, ne sună Petrică. Salut, Petrică! Salut, Cristi! Uite, eu am ajuns, dar nu pe bun. Noi suntem în fața gării. Da. Poți să... Tu unde ești exact? Ai ajuns? Ai ajuns la gară sau? M-am văzut. A, uite-l pe Petrică. Nu de alta, dar este 18:23, adică o întârziere de peste o oră. Bine ai venit, Petrică. Bine, am zis că nu mai ajungi. Traficul, n-am ce să fac, dar trafic asta este. Cum a fost drumul? Drumul a fost foarte, foarte greu. A plouat torențial. S-a mers bară la bară. Lucrări în trafic. Îmi pare rău asta pentru tine, dar tura asta trenul a câștigat. Doar că e mai degrabă excepția care confirmă regula. Moldova a fost relația, să zic așa, cea mai uitată. Atât din punct de vedere, adică atât pentru transportul feroviar, cât pentru transportul rutier. Paradoxul este că
tocmai această zonă avea nevoie de investiții. Este zona cea mai depărtată de granița de vest, este zona cu șomajul cel mai mare, este zona unde trebuie să vină investiții. Și cum vor veni aceste investiții dacă nu există autostrăzi, dacă nu există căi ferate, dacă nu există centre multimodale? Trenul ar putea salva oamenii din haosul de pe șoselele înguste și aglomerate. Însă condițiile de lumea treia îi alungă pe călători în loc să-i convingă să aleagă CFR. Iar pentru cei care au nevoie de șosea, promisiunea autorităților că pe anumite tronsoane din autostrada Moldovei, la care se lucrează deja de câțiva ani, se va putea circula până la finalul acestui an. Întreaga șosea de mare viteză, finanțată cu bani din PNRR, ar urma să fie gata în 2026. Discut despre acest subiect împreună cu Mihai Alexandru Crăciun, fondator Asociația Construim România. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezența la această oră târzie la Euronews. Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație. Încercăm să ne dăm seama de ce avem, iată, această situație la noi în țară, în care pentru călători este efectiv un calvar, ca să spunem așa, să se înhame la o călătorie cu trenul prin țară. Sau poate este ceva de care de-abia așteaptă să scape, nici de cum, așa cum vedem în Europa, în țările din vest, acolo unde este o reală plăcere să te plimbi cu trenul care poate să atingă și 200 de kilometri la oră. În Europa, locul de transport preferat, pentru că ajunge mult mai repede, mult mai predictibil, mai puțin predispus să aibă probleme legate de vreme, precum ați văzut și în reportajul acesta. Dacă plouă, trenul ajunge sigur în același timp. Mașina poate să aibă întârzieri și se schimbă traficul și așa mai departe. De ce în România este așa? Clar, din cauza dezinteresului timp de 30 de ani față de acest mijloc de transport și a unei probleme culturale, pentru că este această percepție în România că cei care merg cu cumva dintr-o clasă inferioară, ca și când trenul nu-i pentru toată lumea. Există această mentalitate și pentru acest motiv politicienii de 30 de ani au prioritizat acum banii care erau gratuit acordați de Europa pentru calea ferată, guvernele României au preferat să construiască autostrăzi sub formă de împrumuturi. O decizie absolut bizară și au văduvit trenul. Aceste miliarde care intră acum în autostrăzi trebuiau să intre în calea ferată. Suntem deja dincolo de acest lucru, dar în continuare vedem, suntem în 2024, PNRR. Ministerul Transporturilor, CFR-ul, nici astăzi nu au nicio viziune, nicio direcție clară unde merg cu calea ferată, ce vor să facă cu ea. Deci se merge în continuare, cârpi un pic, mai punem niște vagoane mai bune, mai aducem drumul pe aici, pe acolo, poate e coerentă. Și asta e cea mai mare problemă a căilor ferate din România. Ați văzut, vorbim în 2024 de te da jos din tren. Însă acest concept nu calea ferată modernă. În calea ferată modernă, peronul este la linie cu vagonul. Faci un pas ca la metrou. În România, vagoanele sunt din secolul trecut. Deci sunt mari probleme de viziune, în primul rând. Care ar fi soluția sau cum fac alte state? Cum au făcut alte state, mă refer la statele mai dezvoltate din vest, din nou facem această comparație, atunci când și-au modernizat căile ferate? Pentru că știm se fac modernizări pe anumite rute. De exemplu, știu punctual, pentru că eu sunt din Oradea, se fac reparații și modernizări pe porțiunea dintre Cluj, Cluj-Napoca și Oradea. Dar exact ce spuneți dumneavoastră, sunt doar mici porțiuni pe alocuri. Cum ar trebui? Adică vorbim totuși de un plan la nivel național care ar trebui să existe. Exact. Există un plan la nivel național, întins pe 15-20 de ani, dar cu pași concreți. România transport definit acum vreo 15 ani, dar care e tot așa o și când ar avea o însemnătate, nu ca și când cineva urmărește pașii de acolo să-i și implementeze. Ci ar trebui la sistemul feroviar niște pași concrete.
5 ani. Să reabilităm măcar de la București până la Buzău să se circule la 140 de km la oră, dacă nu mergem la 160. După care mai facem încă 10 km, încă 30. Acesta în 10-15 ani ajungem ca pe linia București-Suceava să se ajungă pe linia actuală, nu vorbim de tren de mare viteză, de la București la Suceava în 3 ore, 3 ore și jumătate. Asta ar fi normalitatea în 2024 pentru calea ferată. Nu există asta și la exemplu dumneavoastră cu Oradea. Da, se fac, dar se fac prost. Așa cum știți, între Oradea și Cluj-Napoca s-a suspendat circulația cu trenul pentru această reabilitare. Este o greșeală colosală de management al modernizării, pentru că pur și simplu ce ne spune CFR-ul este nu ne interesează cine are treabă cu trenul acum, noi avem de modernizat linia. Și peste încă 5-10 ani când vom termina noi. Ăsta nu este un stil. În Occident nu face așa ceva. În Occident când se fac modernizări, se fac în tronsoane mici, în weekend, noaptea și Crăciunul și Revelionul sunt perioadele în care se lucrează cel mai mult la Occident sau Paștele, pentru că atunci lumea nu circulă. Abordare. Sunt pași pe care România îi face, să zicem, corect. De exemplu, se cumpără acele trenuri automotoare, acele rame electrice din care au venit două, dar și acolo sunt multe strângăcii. E bine că s-a renunțat la acea tichie de mărgăritar care erau trenurile cu hidrogen, care sunt o tehnologie complet netestată, dar România are nevoie de circa 4-500 noi pentru a-și ajunge la o cale ferată modernă. În 2000 înseamnă un metrou între orașe. Asta este calea ferată modernă. Pe când, la cum merg lucrurile în România, pe când am putea vedea și noi, exceptând în centrul de testare, de exemplu, de la Făurei, unde trenul atinge și 180 de km la oră, un tren care să circule cu 200 de km la oră, să ajungem dintr-un capăt, credeți-mă, este visul meu, să ajung de la București la Oradea, care am făcut această navetă ani de zile, să ajung în 5 ore, poate chiar 4, față de aproape 13, cum am făcut în toți acești ani. 13 ore pe ruta București-Oradea. Da, este o rută care în Occident, cei aproape 700 de kilometri, în Occident o asemenea rută, da, se jumate, cu trenuri convenționale, cum se spune, deci nu cu trenuri de mare viteză. Când depinde din nou de eliminarea stângăciilor de la CFR. Pentru că, de exemplu, astăzi linia între București și Constanța este constructiv aptă de circulație la 200 de km la oră. Așa a fost făcută din construcție. Îi lipsesc semnalizările, mai are însă bariere și mai are și frica asta pe care nu pot să o înțeleg. În CFR este o frică de a lăsa trenurile să circule cu viteză. Deși se investesc căile viața oamenilor pe an de... Domnule Crăciun, vă mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile oferite. Iată un subiect care ar trebui dezbătut mai des și mai pe larg. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această seară la Euronews.